Bine v-am regăsit, copii, la primul volum din Biblia pentru copii, care se numește Noe și poporul credinței. Astăzi vom citi povestea Se naște Isaac. Dumnezeu și-a ținut făgăduiala față de Avraam și de Sara. Le-a dat un băiețel sănătos, l-au numit Isaac. Isaac era un copil frumos. Avraam era foarte mândru. Sara s-a uitat spre soțul ei și a spus: "Cine ar fi crezut că o să avem un fiu la vârsta noastră înaintată? Nu voi mai râde niciodată de promisiunile lui Dumnezeu. Acum mă gândesc că a fost o prostie și mă îndoiesc de Dumnezeu." Isaac era un copil bun și amândoi îl iubeau tare mult. Când Isaac a fost copil, Avraam și Sara și-au petrecut mult timp cu el. Avraam l-a învățat pe Isaac totul despre lumea minunată a lui Dumnezeu. Sara făcea plimbări lungi cu băiețelul. Îi arăta animalele și plantele și îl învăța numele lor. Avraam și Sara știau că Isaac avea să crească și să devină slujitor de nădejde a lui Dumnezeu. Noapte bună, copii, să ne regăsim cu bine și la alte povești din Biblia pentru copii.